Eu mă numesc Gustei Vasil Nicolaevici, deținut în penitenciarul numărul 16 Pruncu. Aflându-mă în penitenciar, sunt bolnav de tuberculioză și pe parcursul verii, adică s-a făcut un ordin de la Administrația Națională al Penitenciarului, numărul 206, din 17.06.2020. S-a făcut un ordin care să interzice la lizește drepturile noastre și ne se interzice nouă la produse alimentare. Adică ne se introduce absolut toate categoriile de produse alimentare care au careva colerii. Ne permite doar numai fructe și legume, dar noi primim medicamente foarte puternici care sunt băieți care pierd auzul de la medicamentele astea, sunt băieți care pierd vederea de la medicamentele astea. E că pe mine mă doare un cior, dar în 2 luni de zile de la medicamentele astea. Și Administrația Națională al Penitenciarului a făcut un ordin ilegal și ne constrânge în drepturile noastre. Conform și este o încălcare de dreptul omului, conform articolului 3 CEDU, și este o tortură, adică o tortură și tratamente inuman și degradante și își prevede răspundere penală conform articolului 166.1. Și eu cu audio dat, cu declarațiile date, rog toate persoanele care sunt la conducerea statului, ei se verifice, adică ordinul făcut ilegal, cel care ne constrânge și ne constrânge în drepturile noastre, un ordinul ilegal care face torturi și tratamente inuman și degradante asupra noastră, din motivul acela că pe noi Administrația Națională Penitenciară nu ne permite să mâncăm, că noi să ne caleșim, adică medicamentele care ne lecuiesc cu tuberculioza, medicamentele foarte mult daună la sănătate. Foarte mult daună la ficat, foarte mult daună la stomac, foarte mult daună. Din motivul ăsta noi trebuie să luăm o hrană cu mai multe calorii. Dar nu Administrația Națională al Penitenciarului ne interzice în colete, ne interzice și este încălcare al drepturilor noastre conform articolului 3. Este încălcare gravă. Știe că nu ne interzice din produse alimentare că noi să mâncăm și să ne însănătoșim mai repede. Înseamnă că Administrația Națională al Penitenciarului face un tratament inuman și degradant asupra noastră ca să ne ucidă ori să ne lăsă calici de motiv cu pastile astea care noi le primim la tuberculoză. Sau că noi să nu le primim să murim mai repede, să scăpe de noi. Dacă ei vor așa de tare vor să ne ușidă, lasă vii să ne împulte, lasă ne închidă și apă, lasă vii să ne gâtui, să ne iei și aerul, să nu ne dă voi la nici, să murim mai repede dacă ei vor să ne ușidă. Ei ne lizește pe noi în drepturile noastre și sunt multe persoane care ajung la concluzia că se facă tentative de suicid din motivul acela că e lezat în lege, că e lezat în drepturi, că e lezat în drepturile de a trăi, de a procura careva produse alimentare, de a mânca și careva produse alimentare. Dar nu se interzice și întrevederile, adică referitor la întrevedere, motivează cu carantina COVID-19. Eu înțeleg cu pandemia din țară, dar totul personal, aici sunt numai puțin de 100 de personale în fiecare zi. Iasă și se duc acasă, în fiecare zi se întorc înapoi. 100 că întreagă personalul trăiește, adică șede aici și 100 că șede acasă. În fiecare zi personalul se schimbă. Și noi nu ne îmbolnăvim de COVID-19 din motivul acela că noi respectăm normele carantinii și normele de securitate. Dar deși, adică la personal îți permite să intre să iasă și se poate să aducă pandemia în penitenciar, dar rudilor că se vii să ne vedem, asta este iarăși un tratament inuman și degradant care ne lizește în drepturile noastre, care ne departe de familie și își bate joc de familiile noastre și de noi însuși personal. Din motivul ăsta eu mă adresez la toată conducerea statului, la toată conducerea țării și internațională, dreptul omului și ei să verifice ordinul al Administrației Naționale al Penitenciarei referitor la întrevederi și la colegii. Că când noi ne ușim de aici, nu ne dă voie să mâncăm. Noi primim medicamente, noi așa suntem bolni scăliți. Și nouă încă ne mai interzis la mâncare. De motivul ăsta, eu даже îndemn toată populația care are rude aflându-se prin închisoare, toată populația care se află prin închisori, luați înaintați cereri la CEDU, la Curtea Constituțională, înaintați cereri în Consiliul European pentru Dreptul Omului, ca să iei măsuri cu bătăile este de joc, că asta este o bătăie de joc, că asta este torturi asupra noastră și face ordine ilegale care ne constrânge în drepturile noastre. De atâta eu îndemn pe toți să iei față la Curtea Europeană pentru Dreptul Omului, că, adică organele statului referitor luând în considerație Administrația Națională a Penitenciarei și cu Ministerul Justiției, adică întocmesc ordine ilegale care ne constrânge pe noi în drepturile noastre și ne depărtează pe noi de familie intenționat că ei vor să ne uședă. Și este tortura asupra noastră. Eu îndemn pe toți și rog toate persoanele responsabile, adică să verifice ordinul dat, să ei să ne asigure drepturile noastre, că noi toți suntem oameni. Dacă nu avem dreptul de a trăi, lasă vii să ne gâte, lasă vii să ne spânză, lasă vii să ne împuște, dacă ei vor să ne uședă. Dar ce să ne ghișii, și ne chenuie așa cu medicamentele este. Noi nici nu putem să ne lecuim de motivul acela că medicamentele astea nu putem să le primim cu, adică cu o hrană care nu are destul de calorii. Și de motivul acela că ne calișește. Și nu putem să le primim. Și dacă le primim, tot ne calișește. Adică ei pur și simplu ne chemi, pur și simplu îți bat joc de noi, pur și simplu fac toți asupra noastră referitor cu ordinele este ilegale și falsă. Eu rog să iei în considerație, adică să toate organele statului să iei măsuri referitor la organele, la ordonanțele este ilegale din partea Administrația Națională al Penitenciarului. Vă mulțumesc!